Alina Gorghiu a postat azi dimineață pe Facebook spunând că i-a propus o funcție în guvern dacă ar trece la PLR. Cum comentați? Presupunând că ceea ce îmi spuneți e adevărat, pentru că eu n-am citit, pot să vă spun că știu de multă vreme că Alina Gorghiu își dorește să ajungă și ea ceva. Ministru, dacă s-ar putea, și-a dorit foarte mult. Nici măcar fostul președinte al partidului, Antonescu, care era mult mai permisiv decât mine, nu a fost dispus să o nominalizeze pe Alina Gorghiu pentru o funcție ministerială. Așa că vă dați seama, eu cu atât mai puțin aș fi dispus să-i fac o asemenea propunere. Cred că aceste idei fac parte din planul ei de carieră personal, din ceea ce visează probabil destul de des, dar nu a fost cazul în ceea ce mă privește să-i fac o asemenea propunere. Cu alte cuvinte, nu s-a minte la această postare de pe Facebook? Eu v-am spus, cred că cu subiect și predicat, în legătură cu această chestiune, în legătură cu această afirmație. Dar ea a cerut dumneaei o funcție sau a lăsat de înțeles că și-ar dori? Cred că subiectul nu mai merită discuție suplimentară, dacă aveți alte întrebări.